Avem un program special și, așa cum am spus, pentru producătorii premium, care nu includ numai producătorii deja cunoscuți, includ multe crame mici care s-au distins la concursuri de tipul IBC-ului sau alte concursuri interne, dar în care avem, cum să spun, speranța unei bune discerneri. Și vrem să le oferim posibilitatea de a participa, de a intra în cadrul magazinelor noastre. Vinexpert nu percepe taxe de listare și alte lucruri de genul ăsta. Nu vreau să intru în practicile astea, nu vreau nici să le condamn, nici nu le aprob, pur și simplu nu vreau să le abordez acum neapărat. Dar trebuie să li se dea șansa de a fi cunoscuți. Ori, ca să ieși din anonimat, n-ai decât următoarea șansă. Participi la niște concursuri care îți certifică într-o formulă calitatea, intri în niște rețele care fac vânzare asistată, pentru că asta înseamnă niște oameni la rândul lor profesioniști care vin și cumpărătorii pot prezenta vinul respectiv în mod corespunzător. Da, e foarte simplu, dacă te duci la un restaurant, de regulă ți se recomandă vinul pe care el își ia cel mai bun bonus. Nu neapărat cel mai bun vin. În momentul în care intri într-o rețea specializată, ți se recomandă în funcție de, ceea ce îți dorești, adică tipul de vin care îți place, buget și așa mai departe, niște vinuri. Să vedem exact ce înseamnă un selecționer de vinuri. Adică ce face el în realitate ceea ce spune și cuvântul selecționer. Deci realizează o selecție pe diverse nivele, pe diverse paliere de de prețuri din diverse zone reprezentative, o selecție cât mai corectă raport calitate-preț și cât mai completă din punctul nostru de vedere. E foarte complicat să-ți formezi o cultură a vinului dacă bei, alegi o regiune și bei numai vinuri din acea regiune. Dar rămâi captiv într-un anumit sistem. Un selecționar, primul lucru și cel mai important lucru pe care îl face este acesta. Se bazează pe experiență, pe participarea la târguri, la concursuri, la întâlniri internaționale. Noi, de pildă, lucrăm și cu niște critici de vin, Cătălin cunoaște o parte, cunoaște probabil pe toți, cu care lucrăm pe diverse zone. Sunt oameni internaționali care sunt oameni care, de pildă, la reviste sau concursuri de prestigiu, uite, Decanter, să spunem, e probabil unul dintre cei pe care s-ar putea să invităm, să inviți tu, de fapt, la anul. Unul dintre cei mai bine cotați wine judger, să spunem așa, din lume. Specializați pe anumite zone și așa mai departe. Este foarte complicat, chiar dacă participi la foarte multe târguri internaționale, să te duci în zeci de mii de etichete și să alegi un raport preț calitate corect, fără a avea un filtru minim. Bun, acum, Florin este elegant și nu a spus un lucru care e foarte important, eu îl cunosc, nu e un secret că am fost implicați în acest proiect până acum 4 ani, Vinexpert acoperă și o latură pedagogică. Asta nu că ar fi fost în sarcina unui comerciant să facă așa ceva, nici vorbă. Dar, în momentul de față, poți parcurge cam toate regiunile majore producătoare de vin din lume, poți testa gusturi separate, sunt vinuri care nu se canibalizează neapărat nici pe nivel de preț, nici pe gust, nu sunt redundante, deci e foarte important să ai un loc din acest tip. Acum nu e nimeni vinovat că piața e încă ușor cu un retard, dar realist privind lucrurile din anii 90 până acum, pașii care s-au făcut sunt extraordinari. Numai și prezența noastră într-un astfel de punct de comunicare arată că lucrurile s-au schimbat și că există un apetit pentru cunoaștere. Că există polemici, că există neînțelegeri, foarte bine, din lucrurile astea se vor naște probabil încetul cu încetul practici și de ofertare, dar și de consum din ce în ce mai bune. Dar există o segmentare și în funcție de distribuție, adică există vânzare, un anumit tip de vin intră în hipermarket, altul într-un magazin specializat, altul gradul de maturitate al pieței. Și gradul de maturitate al pieței noastre, cu tot respectul și cu toată părerea de rău, încă este unul relativ redus. Pentru că și asta ține, apropo de ratura educațională, facem zeci de degustări cu parteneri interni sau externi în fiecare an, la cel mai înalt nivel de calitate, comentat de oamenii cu prestigiu în domeniu și așa mai departe, care sigur că îi ajută pe cei care participă să-și formeze o idee despre cam ce ar trebui să consum și ce n-ar trebui să consum, să spunem. Dar una peste alta, asta nu e un efort pe care trebuie să-l facă, nu poate să facă numai un comerciant, sau trebuie să-l facă toată piața. Pe de altă parte, e foarte importantă această segmentare,
a drumului dintre producător și consumatorul final. Adică în piețele mature există niște reguli și există o segmentare și niște atribuții foarte precise. Ce face producătorul, ce face un negociant sau un selecționer, ce face un distribuitor, etc. A noi există și dorința asta de a încerca să le faci singur pe toate. Nu știu dacă Vinexpert și-ar propune să intre în producția de vin. Poate primul mai lucru pe care l-aș face ar fi să renunțăm sau să vindem partea de selecție. Sigur. Pentru că nu poți să spui, domne, sunt foarte obiectiv, eu voi alege numai vinul românesc de cea mai bună calitate, dar de subiectivitate. Deci apare, este prin natură și prin natură aprecierea vinului o chestiune subiectivă, sigur, indiferent cât knowledge în spate. Sigur. Deci, pur și simplu, fiecare trebuie să facă ce știe mai bine. Un producător care este un înolog, să spunem, care este, e preocupat de dimineața până seara ce se întâmplă pe câmp sau la el, pe câmp, în vie sau ce se întâmplă în cramă și așa mai departe. Nu prea are timp de finețuri, de marketing și de alte lucruri de genul acesta. Dacă pierde timp acolo, nu poate fi în zonele calde. Nu sau exclude să ai un ca și cramă, un marketing intern, dar acela trebuie să colaboreze cu verigile următoare. Dacă încercăm, să spunem, dacă eu mă apuc și îmi fac site de producător, niciunul dintre producătorii externi, serioși cu care lucrăm, dar absolut niciunul, nu are un site cu vânzare. Produs, dar și cu atât mai puțin cu prețuri de producători. Și cu prețuri de producători, absolut niciunul, pentru că e și normal, el își negociază funcție de piețe. M-am întâlnit acum de curând cu astfel de întrebare. De ce avem noi ce vin din Noua Zeelandă mai scump decât pe site-urile din Marea Britanie, să spunem? Oare de ce? Este foarte simplu, nu avem de la bun început, la nivelul nostru de consum, ce se aduce, ce se importă în România, la nivelul nostru de consum, nu avem cum să obținem prețurile pe care le obține o piață cum ar fi Marea Britanie, o piață extrem de puternică. Dar nu poți face un exercițiu comercial similar. În așa fel încât să fii... Deci, una peste alta, există un preț pe care producătorul și-l negociază în diverse piețe, funcție de interesele lui, funcție de volume, funcție de lucruri de genul acesta. Ceilalți mai departe, negocianți, importatori, selecționeri, își fac la rândul lor cât se poate de bine treaba pe segmentul lor. Și atunci, în final, ajungi la un grad de cunoaștere, dar și de satisfacție mai ridicat al consumatorului final. Dacă eu îmi propun să vând de la cramă totul, o să am o mare problemă, pentru că nu o să reușesc. Bine, cred că există și un alt lucru pe care chiar ar trebui să-l spunem. E ușor aspru așa, dar cred că suntem una dintre puținele țări, dacă nu singura producătoare de vin din lume, care nu uzăm de canalele publice, acelea pe care le plătim cu toții, în a educa oamenii în sensul cel mai bun al cuvântului. Poate, hai să îndulcim edutainment, nu neapărat educație din aceea pedagogică. Să educăm publicul, să-i dăm informațiile de care are nevoie. În acest fel, după un ciclu din acesta educațional, vă spun sigur că piața ar arăta și cu totul altfel. Pe de o parte. Pe de altă parte, domnul Florin Bejan spune aici despre subiectivitatea în analiză. Uitați, noi anul ăsta la International Wine Contest Bucharest am introdus pentru prima dată în România un sistem de verificare a probelor de vin. Respectiv am adus un analizor, enologii, de la Biosystems, am analizat câteva sute de probe din concurs. Acum s-au decernat premiile, peste 6 luni ne ducem în piață și luăm din nou probele premiate, dar de data asta de la raft, și le analizăm din nou. Orice derapaj, orice, element care nu mai seamănă cu analizele inițiale va fi penalizat și comunicat. În felul ăsta ce încercăm să facem? Să dăm siguranță oamenilor că vinurile care sunt în concurs sunt aceleași pe care le găsesc și la raft. Și dacă în privința vinurilor din străinătate nu prea se întâmplă genul ăsta de necazuri, la vinurile din România măcar exista suspiciunea pe care noi vrem să o înlăturăm. Așadar, în fiecare zi încercăm cu toții să facem pași pentru a fi într-o piață normală. E foarte important și mai e încă un lucru pe care vreau să-l spun. Am observat chiar și în anumite comentarii un soi de visceralitate, un soi de pornire așa din niște resorturi mai greu de înțeles pentru cei care iubesc cu adevărat vinul. Lumea vinului e o lume
plăcută, și civilizată, relaxată. Chiar dacă apar probleme, ele pot fi rezolvate, sunt polemici, cordiale, dar nu viscerale, nu procese de intenție. Nu e dinainte cineva vinovat fără să cunoști cu adevărat contextul în care se întâmplă un lucru. Întrebările pot fi puse și cu eleganță în zona vinului. Hai să spunem colocvial, și spun de colocviu pentru că este un cuvânt care a fost pus în viață exact pentru a defini discuțiile dintre vinari în antichitate, în momentul în care strângeau recolta și previzionau cum va arăta vinul anului respectiv. Și mai o singură chestie așa să adaug legat de chestiunea asta cu modul în care se poartă discuțiile. Întrebările, în primul rând, ar trebui să fie întrebări. În momentul în care sunt retorice și fiecare afirmă adevărul pe care și-l consideră absolut, nu se va ajunge la niciun fel de progres. Am remarcat și în comentariile de la Hot News acum, dar am remarcat și în experiența pe care o avem noi, totuși un lanț destul de prezent la nivel și capitală și la nivel național. Ne întâlnim în fiecare zi cu clienți și am remarcat, Cătălin, s-a întâmplat următorul lucru. Apropo de, s-a segmentat într-un mod extrem de neplăcut, după părerea mea, chiar și consumatorii, chiar și cei avizați s-au segmentat în două categorii. Sunt cei, să spunem, extrem de naționaliști. Tot ce aducem de afară sunt niște prostii. Lucrurile sunt evident departe de această afirmație. Sau că orice ar fi eu de gust, numai vinuri în România, dar atunci nu o să pot să compar vinurile noastre cu nimic. Și nu știm unde suntem și ce trebuie să facem ca să progresăm. De partea cealaltă sunt cei extrem de, și am văzut foarte multe comentarii acum, extrem de supărați, între ghilimele, pe vinurile naționale, care nu se știe ce n-au făcut, ce ar trebui să facă, sunt overpriced, sunt ok. Dar trebuie să privim multe din aceste atitudini ar trebui să se întâlnească undeva la mijloc. Adică, pentru a spune că vinurile românești premium, să spunem, sunt prea scumpe pentru calitatea oferită, cum afirmă foarte mulți, trebuie să cunoști destul de bine ce se întâmplă în cealaltă parte. Nu să iei numai extremele, adică nu să iei, nu știu, piețe care sunt favorizate în mod clar de condițiile lor climaterice sau de condițiile lor geografice și să comparăm cu ce se întâmplă pe bătrânul continent în general, numai în România. E ok să comentezi lucruri asupra căruia ai deschiderea să te informezi. Sigur, informația e esențială. Și sigur că trebuie să ții cont de, nu știu, care sunt volumele de consum, cum se ajunge la prețurile respective. Nu chiar atât de simplu să afirmăm. Sunt prea scumpe pentru calitatea oferită sau, dimpotrivă, sunt cele mai bune vinuri din lume, pentru că ambele extreme nu sunt ok. Un singur lucru vreau să spun, care e totuși îmbucurător. Piața românească e o piață deschisă. De asta sunt încă unii care se uită cu, eu știu, o admirație deosebită la concursurile de vin din Ungaria sau din Bulgaria. Foarte frumos, bine că există, noi ne-am propus să le depășim și o să o facem pentru că ne susține această realitate. În Ungaria să beau vinurile ungurești, punct. Bun, nu luăm excepțiile din câteva restaurante sau 90%, magazine, da. În Bulgaria situația este similară. Deci, în această parte a Europei, suntem o piață foarte interesantă, foarte tentantă. Poate părea ușoară sperietoare pentru producătorii români venirea vinurilor din străinătate. Nu, am curaj să afirm și o spun clar, răspicat, cu pauză între cuvinte. Vinurile din România vor fi din ce în ce mai bune exact în această piață în care vor intra vinuri bune și din străinătate. Este un autoreglaj. Este, dacă vrem, acordarea acestor mecanisme intime de la consumatori care va duce către o ofertă foarte, foarte bună. Așadar, nu cred că avem de ce să ne temem. După ce se reglează și mecanismele economice ale pieței, cu siguranță că o parte dintre producătorii români vor găsi de cuvință să și exporte, pentru că au fost foarte multe întrebări legate de export și de promovarea exporturilor. Să ne înțelegem, niciunul dintre noi nu are nicio competență în a promova exportul, nu suntem îndrituiți să facem asta, nici nu ne plătește nimeni, nici nu suntem incluși în programe de tipul ăsta. Sigur că ar fi frumos, sigur că noi vrem să ne certificăm cumva fiecare dintre noi. A câștigat Simona Halep, suntem mândri că suntem români. Foarte frumos, dar la fel cum nu a făcut nimeni nimic pentru Simona Halep, pentru performanța ei, și eforturile vinarilor români sunt individuale. Și până la urmă, poate că așa trebuie să fie. Mai puțin
puțin zona asta în care, într-adevăr, autoritățile statului ar putea să conceapă programe cu bătaie lungă și cu ținte vizibile, să știm și noi unde o să fim în următorii 25 de ani. Ca producători, ca piață, e foarte important, pentru că altfel riscăm în această bătălie național contra import, riscăm să avem o piață cu comportamente aberante și în care să scăpăm o serie de oameni, mai ales tinerii, să scăpăm către băuturi, unele dintre ele și invalidate din punct de vedere a calității intrinseci, da? Pentru că e mai simplu, e mai ușor, sunt băuturi care nu trebuie să fie decât foarte reci, punct. Sau foarte tari. Da, sau foarte tari. Înțeles. În încheiere v-aș întreba cum ar trebui să decurgă o conversație între un cumpărător și vânzătorul de la un magazin specializat. Că dacă vreau să-mi cumpăr o sticlă de vin, ce ar trebui să-l întreb? Care ar fi întrebările și răspunsurile într-o conversație ideală? În principiu ar trebui să fie în stare eu să vă întrebe destul de multe lucruri pe dumneavoastră. Pentru că de aici provine după părerea mea, experiența, calitatea experienței de cumpărare. Oamenii trebuie să fie destul de competenți, trebuie să fie pregătiți în domeniul, trebuie să-și cunoască foarte bine produsele din portofoliu. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să aibă un minimum de să spunem, training în relațiile, să nu spunem chiar PR, dar oricum, în modul de adresare, de multe ori depinde care este intenția, adică e important. Schemă logică. Mă duc să cumpăr niște vin pentru consumul meu zilnic, pentru o ocazie, pentru un eveniment, adică sunt lucruri foarte importante. Am un buget în minte, pentru că, bun, poți să găsești vinuri bune la diverse categorii. Am o regiune în minte, am o zonă, am un vin preferat, vreau să-l compar cu altceva. Am un an care are o semnificație deosebită. Deci, toate aceste lucruri, am dat câteva exemple. Nu știu. Sau poate vreau să am o experiență diferită. Și asta, vreau să am o experiență foarte, diferită. Foarte nu bun, știu, da. Pentru că el de obicei încearcă să afle, un vânzător bun, încearcă să afle ocazia, în primul rând, și ocazia, dar și experiențele de până atunci. E inutil să-i propui cuiva care este îndeopște, nu știu, consumator de fructe de mare și băutor de vin alb, să-i propui nu știu ce Malbec din Argentina excepțional, pentru că poate nu e în plaja lui de interes. Nu înseamnă că nu poți să încerci. E foarte important să existe interactivitate. Iar eu am remarcat că mulți oameni intră timorați. Nu știu de ce, la noi se întâmplă asta. În loc să intre foarte deschiși, intră într-un magazin de vin, se uită, au reacții de genul mulțumesc, mă uit. Da, chiar și atunci, vânzătorul trebuie să aibă priceperea și educația de a intra, de a sparge gheața. Bun, iarăși Florin, cu o anumită delicatețe, ocolește un tipar existent și anume foarte mulți din români au deja șabloanele făcute, știu dinainte, sunt convins că se pricepi cel mai bine. Nu e vorba de o competiție. Aici nu intrăm într-o competiție. Vrei să afli, abandonezi șablonul, pui întrebările pertinente, încerci să definești ocazia pentru care cumperi vinul respectiv, așa cum spunea Florin și în compania cu il bei și cu ce mâncare și un buget dinainte stabilit și, spuneam, este o schemă logică prin care vânzătorul poate să ajungă la rezultatul pe care cumva îl anticipează sau și îl dorește respectivul cumpărător. Dar, iarăși, îmi pare rău, sunt un om care aș vrea să devin simpatic, dar câteodată prin afirmațiile astea sunt convins că stârnesc o ușoară antipatie. Nimic nu se poate fără puțină carte și cartea de vinuri e la îndemâna tuturor, de la o carte de inițiere în arta degustării până la, eu știu, literatura de specialitate din limba română, care există pe piață și e suficient. Ca să nu mai punem la socoteală faptul că există, dacă accesezi orice Wine Spectator, Decanter, de care pomenea și Florin, sau, eu știu, Harper's, poți avea informații despre lucruri care rezistă în piață nu de 10 ani, nu de 20 de ani, ci de sute de ani, da? La un moment dat, cineva era foarte supărat că am adus un ziarist din Polonia și că ăia nu produc vinuri. Ok, este o piață și care merge foarte bine și foarte important. Nici Marea Britanie nu e o super... Nu e o mare producătoare de vin. Există, mă rog, niște excepții. Cu toate astea, e o piață foarte, foarte elevată. Haideți să încercăm să fim puțin mai deschiși. Să ne acceptăm limitele, nu e nimic rău în asta și cu siguranță o să avem o viață mai bună. Am avut experiența oarecum neplăcută, trebuie să mă autorizesc, ne-am tradus, am cumpărat drepturi de autor și am tradus două cărți de specialitate de cea mai înaltă
ținută, una lui Hugh Johnson și alta lui Genesis Robinson. Există o carte, cred că, tradusă de editura Litera. Da, Vinurile Lumii, la care am lucrat foarte mult. Da. Și pe care și noi am avut-o în distribuție la un moment dat, plus cărțile pe care noi înșine le-am păstorit, tradus, tipărit, etc. Și am putut să constatăm că erau cel, din nefericire, într-o rețea specializată, cu o clientelă relativ elevată. Erau cele mai puțin vândute și în continuare sunt produse. Când ai putea să, vreau să cumpăr un cadou și de multe ori, chiar de multe ori noi recomandăm, dar cumpăre o carte și un vin. Da. E cel mai frumos cadou pe care poți să-l ai. Da, mai bine cumpăr o carte și niște ciocolată, în regulă, dar ok, ciocolata o să o mănânce și o să aibă o experiență plăcută atunci. Cartea aceea poate să dea multe experiențe plăcute ulterior. Da, cuvântul scris nu este cel mai accesibil în ziua de azi, nu e perioada lui cea mai fastă, știm cu toții, spațiul de comunicare este dominat de fapt de audio-video, mai ales de video. Tabloidizarea informației în general duce la sau naște monștri. Noi nu putem decât să credem că în lumea vinului tiparul de consum, tiparul social este și cu totul și cu totul altul și spuneam mai devreme, nu mă feresc să o spun, și selecționerii buni de vinuri fac lucrul ăsta. Deși, repet, nu este datoria lor, dar și educatorii de vin fac tot posibilul pentru a trece vinul din zona de aliment, punct, către zona de semn social, semn cultural. În momentul în care vom face acest pas până la capăt, ne va fi foarte simplu să ne bucurăm, așa cum spuneam, în fiecare zi de viață, într-un alt fel. Și vinul are, cum să spun, veleitatea de a ne duce într-o zonă superioară de trăire.